Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta vorbim despre o carte, o carte care a fost publicată de domnul Caius Obeadă, apologet creștin. Această carte poartă titlul de Adunarea Sfinților. Îi spun bun venit în studio domnului Caius Obeadă și aș vrea să vă întreb cum ați ajuns la această decizie de a scrie cartea Adunarea Sfinților. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru cei care o să ne asculte și care ne ascultă. Am fost impresionat de un lucru pe care bunicul meu, un obicei al bunicului meu. Bunicul meu, când noi pentru că stăteam aproape de biserică în Constanța, venea mai întâi la noi. Și mai ne întreba ce mai face, cum este, și după aia ne lua și mergeam împreună cu el la biserică. Dar el nu spunea hai la biserică. Ne spunea că hai că mergem la adunare, hai că s-a făcut 5:30, trebuie să mergem la adunare. Nu mult timp nu am înțeles de ce folosește termenul ăsta adunare și nu folosește termenul de biserică. Ca după ani de zile, când am început și eu să mai maturez, să mai intru în cunoștința teologică, să-mi dau seama, de fapt, de ce bunicul meu a folosit acest termen de adunare. Și această carte, de fapt, este o colecție de scrieri și preocuparea mea despre adunarea sfinților în perioada în care am scris și am publicat publicația de apologetică Vax Dei. Deci cumva această carte este punerea în formă tipărită a articolelor, editorialelor care le-a scris în cadrul publicației online de apologetică, publicație care apare sub egida misiunii Vax Dei. Dacă aș vrea să ne spuneți ceva despre această misiune, pentru că poate că unii nu cunosc prea multe despre misiunea Vax Dei și să ne dați câteva elemente. Misiunea Vax Dei a fost înregistrată în 2002 și ca prim obiectiv a fost realizarea unei biblioteci. Unei biblioteci creștine în care oricine să aibă într-un mod gratuit acces la scrieri în engleză, dar mai ales în românește. Și, într-adevăr, a fost destul de greu în începutul acesta, pentru că noi am fost, misiunea Vax Dei a lansat prima bibliotecă online creștină. Am avut la un moment dat în jur de 18 traducători. Am fost primii care am publicat online versiunea Cornilescu a Bibliei, versiunea Cornilescu. Înainte ca ceilalți să ajungă, dar noi am fost primii care am avut permisiunea să punem online versiunea Cornilescu în 2002. Iar în 2003, misiunea Vax Dei a început să publice o publicație de apologetică pe care am publicat-o aproximativ 15 ani, împreună cu ajutorul mai multor teologi, oameni care consider mult mai deștepți decât mine, printre care și tu, și am ajuns să creiem unealtă, să spunem așa, de creștere și înțelegere creștină, prin care am fost urmăriți de foarte multe persoane. La un moment dat, apogeul, să spunem, accesărilor la această publicație a fost în 2009, când am ajuns să avem 1.2 milioane de accesări într-o singură lună. Aveam de obicei în jur de 600.000 de accesări pe lună în 2007-2008. La 2009 am ajuns, dacă mi-aduc bine aminte, la acest 1.2. Și atunci am spus directorului de comunicație să oprească numărătoarea, pentru că o să ne ajungă la cap și pierdem esența, pentru că la un moment dat când te uiți la numerele astea sunt așa de impresionante, parcă vrei mai mult. Asta e natura noastră umană. Și am spus să oprească numărătoarea, era un contor care ne spunea de unde sunt, cine, câte și mai departe. Dar misiunea, așa a început misiunea, după aia am început să ajutăm diferite proiecte din România, am ajutat păstori, mai multe activități în care am fost implicat.
ați folosit termenul adunare și deja ați explicat puțin în câteva minute mai devreme de ce ați folosit termenul acesta adunare, dar ar vrea să extindem puțin această idee de adunare cu referire la biserică. Una din problemele pe care noi le avem și pe care eu am văzut-o este această pierdere a identității. Și nu necesar identitate baptistă, dar identitate creștină. Mulți au fost interesați, de exemplu, de istoria bisericii primare și cum au ajuns. Am cunoscut explozia evanghelistă a apostolilor înainte de dărâmarea Ierusalimului, înainte de anii 70. O explozie așa de mare, după unele calcule pe care eu le-am citit, se spune că ar fi ajuns la 200.000 de credincioși, urmași al lui Hristos, în Ierusalim. Nu știu exact dacă cât de valide sunt datele, pentru că sunt întotdeauna diferite opinii, dar pe mine m-a interesat ce a produs această schimbare. Ce s-a produs? Pentru că sunt sigur că bisericile, multiplicarea sinagogilor sau locul de întâlnire cu o cruce deasupra a făcut ca numărul să crească. Și din câte am citit, nu a fost nici faptul că au început să facă evangelizări cum facem noi, sistemul acesta. Ceea ce am citit în niște istorici și am citit și niște opinii ebraice, ceea ce m-a frapat este modul de trăire acest om și așa o mică pictură a trăirii lor o găsim în Faptele Apostolilor. Și acel lucru m-a fascinat foarte mult pentru că era o adunare de oameni care erau urmașa lui Hristos, care doreau să și priveau spre înviere, spre această întâlnire cu Domnul Iisus. Pentru că la început chiar au crezut că Domnul Iisus va veni în timpul vieții lor și erau doritori să participe, să facă parte din această experiență. Adunarea dă cu totul o altă definiție, cel puțin pentru mine, în confront cu biserica. Biserica mi se pare ca termen prea rece, prea instituțional. Pentru mine o adunare are un sens mult mai aproape de o cunoaștere, pentru că în societatea evrească ei încă păstrau legea și n-aveau voie să meargă mai mult de 3 străzi și atunci se aduneau în jurul casei lor. Nu mergeau dintr-un oraș, dintr-o parte orașului în cealaltă. Și erau adunați și se cunoșteau. Noi în zilele noastre suntem în adunările noastre, în bisericile noastre, suntem dintr-o parte alta al București, o să zicem, și venim la biserică. Ei, ăștia erau toți, se cunoșteau și viața era mult mai grea și cei care predicau au avut o problemă mult mai mare, pentru că erau cunoscuți și nu puteai să spui, fraților, haide să fim mai evlavioși, hai să fim mai buni, când toți erau verii tăi, nepoții tăi, familia ta, surorile tale, te cunoșteau bine. Deci trăirea în societatea asta mică de adunare a creat o mărturie mult mai puternică decât dorim noi să o dăm astăzi. Deci ați folosit termenul de adunare. Biserica este asociat mai mult cu o clădire și din păcate acel eclesia din limba greacă prin care noi am tradus biserică, adunare, biserică, de fapt ne duce astăzi cu gândul mai mult la clădire și la o instituție decât la o comunitate, o comunitate de credincioși. Interesant că ați punctat faptul că adunarea aceasta presupune conectarea membrilor și nu doar un program. Pentru că aici când zicem adunare înseamnă egal întâlnire, dar cred că era mai mult decât atât, e întâlnire, dar este o conectare a membrilor care existau atunci, a credincioșilor, pentru că nici termenul de membru nu era în limbajul acela, o conectare și această conectare și această imagine, expresia comunității credinței oferea și o anumită mobilitate, cum ziceați, vă întâlneau
pe stradă, se întâlneau acasă, se întâlneau oriunde, pentru că centrul nu era clădirea și nu clădirea îi conferea identitate, ci centralitatea lui Hristos în cadrul acestei adunări, acel lucru îi definea identitatea. Ați vorbit în cartea aceasta și despre sfinți și ați numit această carte Adunarea Sfinților, cu referire la biserică, da, la cei credincioși, și aș vrea să discutăm puțin despre acest termen sfânt, cui atribuie Sfânta Scriptură termenul de sfinți și, cum înțelegem noi astăzi, în mod practic, ca și credincioși baptiști, termenul de sfinți. În scrierile lui Pavel, Pavel folosește foarte mult acest termen. Și asta pe mine mi-a creat un interes. De exemplu, la 1 Corinteni 2:2 scrie către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost chemați în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Ceea ce îmi denotă mie că trebuie să fiu sfânt pentru că chemarea pe care Hristos a dat-o este să fim în sfințenie. În Filipeni 1:1 scrie către toți sfinții în Hristos Iisus. Biserica baptistă nu are această canotație al sfinților bisericii, a celor care au trecut. Ea merge în prezent, pentru că Hristosul pe care noi îl predicăm este un Hristos al prezentului. Și legat de ceea ce Iisus Hristos a spus, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu, aia creează o vedere, să spunem, vizibilă a prezenței lui Hristos. Dar condiția este sfințenia, că nu, faptul că ne adunăm trei membri nu înseamnă că creăm această viziune și această prezență a lui Hristos. Și condiția sfințeniei pentru biserică, pentru adunarea lui Hristos, este esențială, pentru că biserica trebuie să fie sfântă, trebuie să trăiască în sfințenie, un lucru care este destul de greu pentru noi în zilele noastre, pentru că mi se pare că am ajuns să ne punem niște etichete, mi se pare că am uitat să fim, să trăim în sfințenie luni, marți, miercuri, joi, vineri, dar suntem buni duminica. În duminică sunteți toți sfinți, ne pocăim, ne cerem, ne pregătim pentru cina Domnului eventual, dar conceptul sfințeniei îmi dă impresia că începe să ne scapă, să ne scape din viețile noastre ca o practică a unei credințe și a unei încredere pe care noi avem în Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, termenul acesta de sfânt înseamnă cineva care e pus deoparte, și textul pe care l-a citat din 1 Corinteni ne duce spre ideea unei comunități întregi de sfinți. Către cei ce au fost chemați să fie sfinți, unii ar înțelege aici că a fost o chemare specială doar pentru unii să fie sfinți, deși se pare că Apostolul Pavel scrie către biserica din Corint. O scrie pentru toți, nu este, aici este conceptul care noi puțin ne împiedicăm, pentru că noi toți trebuie să fim sfinți. Există expresia asta că eu nu sunt sfântul bisericii și într-adevăr nici eu nu sunt. Dar noi toți suntem chemați la sfințenie, pentru că în prezența lui Dumnezeu toți trebuie să fim sfinți. Interesant este că Apostolul Pavel spune către cei ce au fost sfinți și chemați să fie sfinți. Cu alte cuvinte, sfințirea este pentru toți. Noi suntem o comunitate de sfinți în momentul în care am fost sfințiți prin Hristos, dar în același timp sfințirea noastră nu este un capăt de drum, ci sfințirea noastră este un proces, care continuă. Și în cartea aceasta înțeleg că ați fost preocupat ca să puneți cele două aspecte împreună. O adunare, o comunitate care să fie sfântă. Și de fapt tema emisiunii pe care am pus-o este: avem adunări creștine,
Dar cum stăm cu sfinții? Pentru că adunări există, avem întâlniri, avem tot felul de programe și bisericile creștine, bisericile baptiste, evanghelice, protestante, bisericile tradiționale, toate bisericile se adună, dar problema este cum stăm cu sfinții. Și am remarcat că în cartea aceasta ați abordat chiar frontal anumite atitudini negative pe care le au unii credincioși în cadrul bisericii și a scris diferite articole, probabil că ele au fost scrise în timp, se vede probabil și schimbarea de stil în prezent a modului în care abordați, dar în prezent, dar ați vorbit de câteva din aceste atitudini negative în biserică, nepotismul, atitudine bădărane față de ceilalți credincioși, erezia, imoralitatea și altele, și cu siguranță cineva ar putea să spună: frate, nu, că dacă eu sunt sfânt, înseamnă că nu poate să mai existe nimic, nu ne poate atinge nimic. Am stabilit deja că sfințenia este un proces și pot să fie elemente încă negative în cadrul unor comunități creștine în viața noastră, pentru că noi suntem într-un proces de schimbare. Aici ați vorbit despre bădărani față de ceilalți credincioși și cumva asta m-a frapat și aș vrea să vă întreb ce înțelegeți prin această atitudine de bădărani, ce ați vrut să spuneți când ați scris în carte. Când am scris cartea asta, au fost, eu fiind plecat din 82 din România, la anul viitor o să fie 40 de ani din plecarea mea din țară, sunt anumiți termeni pe care nu-i auzi, pentru că nu sunt în vocabul nostru, doar dacă cineva îl menționează. Și cu, dacă nu mă înșel, articolul a scris undeva pe la 2009-2010, nu mai țin minte exact ce an a fost, dar este, a fost scris într-un context a unei comunicări într-un grup și cineva a folosit cuvântul ăsta de bădăran. Și zic, păi, nu mi-am adus aminte și a trebuit să mă duc la dicționar să văd ce înseamnă bădăran. Și să-mi dau seama că, măi, parcă e o definiție destul de bună pentru unii din bisericile noastre, din adunările noastre. Și bădăran sau bădărani, după semnificația cuvântului, se spune așa, o persoană nepoliticoasă cu apucături grosolane, mitocan. Și zic, asta e o descriere cam la unii care prin adunările noastre ne creează probleme. Oamenii ăștia, și așa ca imagine, gândește-te că ești la o grădiniță și la grădiniță mai găsești câte un copil de ăsta care e așa de răsfățat că dacă ei nu vrea să împarte jucăriile cu nimeni, este, dacă cumva îi iei jucăria din mână, începe să plângă, alți copii mici se aruncă pe jos. Și noi în biserică avem foarte mulți copii din ăștia în Domnul, dar unii ajung dincolo de limit asta la un mod nepoliticos cu apucături chiar grosolane. Și am scris de pericolul acestor persoane în adunarea sfinților dacă ele nu sunt adresate. Pentru că deodată noi avem dragostea asta să mai trecem cu vederea, disciplina bisericească nu mai este așa de importantă pentru ca să nu pierdem membrii noștri. Și am scris de aspectul ăsta ca o atenționare în vederea disciplinării și a adresării acestui probleme, acestor apucături care n-ar trebui să fie în adunarea sfinților. Lipsa aceasta poate de respect care se poate manifesta și o familiaritate nepotrivită vis-a-vis de faptul că ne inspirăm din conceptul frăției poate fi uneori o problemă și am auzit credincioși spunând găsesc mai mult respect în afara bisericii uneori decât în biserică. Da. Frații își permit să abordeze lucrurile din spiritul acestei frățietăți, familiarități, în așa fel încât să nu existe
acel respect de care avem nevoie, nu un respect protocolar, dar un respect pentru persoană, pentru persoana celuilalt, pentru ceea ce face și abordarea ar trebui să fie menținută. Ați mai folosit aici o expresie în cadru, în carte, cântarea corului evului. N-am auzit numele acestui cor niciodată. Probabil că l-am auzit în surdină, dar ce fel de muzică are egocentrismul în biserică? Ce fel de muzică? Este o muzică care te duce acasă. Nu te adoarme, nu te adoarmă. Te trimite acasă. Pentru că sunt conversații, să spunem așa, în care parcă toată atenția este concentrată pe o singură persoană. Și aia sunt eu. Uh-huh. Și merge cam așa, fraților. Păi eu am făcut așa. Și dacă aș avea bani ăștia, aș fi făcut așa. Și am să-ți dau un exemplu mai clar. Am avut o convorbire cu cineva care critica, organizasem un festival creștin. Și ideea festivalului este să introducem audienței, deci celor care ne ascultă, mă, ce muzică ascultă pocăiții? Și au fost mai multe grupuri cu mai multe stiluri de muzică creștine și am avut un succes destul de mare, pentru că oamenii ăștia au spus, wow, unde poți să ascult muzica? Se cumpără CD-uri? Și că nu, ascultă la radio Vocea Evangheliei. Am spus, poți să asculți muzică la radio Vocea Evangheliei, București, Sibiu și mai departe. Și au rămas uimiți. Păi, asta e muzica pe care ascultați voi? Și am spus, da. Fratele ăsta, prieten așa, îmi spune, voi nu știți să faceți Evanghelie. Nu se face așa. Dacă voi mi-ați fi trimis voi banii mie, v-aș fi arătat cum se face. Și l-am întrebat, scuzați-mă frate, dar ai mai făcut așa ceva? Mai... Nu, dar pot să spun. Zic, mai întâi încearcă tu, arată-ne cum se face și după încercăm și noi. Acest cor al eului, din păcate, denotă, în opinia mea, o imaturitate și creează niște situații în care negativiste în adunarea sfinților. Pentru că nu putem vorbi. Noi când ne adunăm, eu am respect față de tine și te ascult pe tine, tu mă asculți pe mine, nu ne întrerupe unul pe altul și nu spun, băi, eu sunt un da și nu și o să spun de acum. Tu nici nu ai terminat să-ți spui ce ai de spus și eu deja ți-am spus nu. Avem acest obicei, nu știu dacă e românesc sau ce, este negativist. Negativismul. De a spune nu înainte de a spune da. E parcă un obicei la noi. Zic, mai lasă pe om să vorbească. Acum, dacă e prea lung, îi spui, frate, mai, fă mai așa mai scurt. Că și cu vorbirea vorbim prea mult câteodată. Dar dă, ai respect. Și mi se pare că acest lucru lipsește și e creația asta unei imaturități în care parcă numai tu ești cel mai important și toți trebuie să asculte la tine. Și asta creează din nou... Preocuparea mea cu adunarea sfinților este peste această noțiune de o funcționare instituțională, de a ne strânge împreună. Este în realizarea prezenței lui Hristos pe acest pământ. Mă preocupă foarte mult acest lucru, mă preocupă copiii noștri. M-am uitat la grupul de copii, copii din grupul de diaconi din care biserica din care am făcut parte. Toți au plecat în lume, ne-am pierdut identitatea. Copiii ăștia parcă nu mai sunt atrași la unitatea asta, la adunarea asta a sfinților, care odată mi-aduc aminte că eram copil, mă duceam la adunare, că venea fratele Nichifor, ascultam pe alți pase, era o bucurie să văd lucrarea lui Dumnezeu. Acum parcă, nu știu, poate mi se pare mie, acum sunt și peste ocean, peste baltă, dar sper să nu ajungem în această răceală și să fie tot un lucru formal. Apostolul Pavel vorbește despre egoismul ăsta în Filipeni, capitolul 2, și spune, nu faceți nimic din duh de ceartă și din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și el spune, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, să aveți gândul
care era și Iisus Hristos și ne arată cum Iisus Hristos nu s-a gândit la sine, ci s-a gândit la noi și cumva Apostolul Pavel spune că egoismul acesta are repercursiuni în părtășia creștină, o afectează, duc de ceartă, slavă, preocupare pentru slava personală, pentru imagine și așa mai departe și Apostolul ne spune despre lucrurile acestea. Ați scris în carte și despre slujitorii bisericii și sunt mai multe articole despre păstori și cei care conduc bisericile. Care considerați, așa, rezumat, că au fost mai multe capitole care sunt înscrise în carte despre aspectul acesta, care sunt pericolele actuale pentru slujitorii bisericii? Eu nu sunt slujitor, sunt un om care studiază Dumnezeu. Am fugit din America să fiu păstor, crezând că o să ajung păstor, dar mai mulțumesc Domnului. Dar Dumnezeu mi-a dat un cap mare și mi-a dat capabilitatea să citesc mult și să studiez. Sunt mai mult un om al cărții și am studiat și citesc mult și sunt implicat foarte mult în apologetică. Dar este un pericol foarte mare în slujire. Și sunt mai multe pericole. Sunt pericole externe, pericole interne. În pericole externe este această situație a păstorilor care nu au niciun suport. Sunt singuri, sunt abandonați. Nimeni nu întreabă, măi frate, tu ai ce mânca astăzi? Mai ai bani de benzină să te duci la... Știm că nu-ți dăm bani, nu-ți dăm bani și salariile de-abia ne... Și am auzit că mai și lucrezi în altă parte. Cum ești? Cum e familia ta? Cum e soția ta? Parcă îi abandonăm, îi lăsăm în, așa cumva, într-o tăcere și ne este frică ca nu cumva să ne ceară ceva. Pentru mine asta e o problemă. Pentru că ne detașăm și nu mai există acea adunare în care noi suntem împreună și nu este cum în Faptele Apostolilor în care să ne ajutăm unii pe alții. Și păstorii sunt, dacă te uiți la statisticile cel puțin americane, sunt foarte mulți păstori care au ajuns în depresie, în anxiety, datorită aceste singurătăți în care te afli și a preocupărilor care sunt create din această lipsă de comunicare și părtășie. Asta ar fi din partea un pericol extern. Când vorbim de pericole interne, este și vorba despre acești păstori care au găsit căile capitaliste, nu știu exact care ar fi termenul românește, că nu vine acum, dar în a crea un nume, a crea un brand. Și sunt păstori care au creat un brand și ei folosesc lucrul ăsta pentru a menține și devine această sufocare, pentru că cât vrei mai mult, cu atât cerințele sunt și mai mari. Și sunt în America păstori care ajung sus și odată auzi că au căzut. Și sunt multe exemple. Deci pentru păstori e un pericol foarte mare această izolare, în sensul că dacă ajungi să fii atât de preocupat de existența ta, de cum să ții familia, preocuparea de a putea avea destule fonduri pentru biserică, să poți plăti curentul și așa mai departe, sunt păstori care ajung să meargă în diferite căi și diferite soluții ca să rezolve problemele interne ale adunării. Și deci viața pastorală nu este ușoară și le spuneam studenților la institut, eu cred că voi știți că ați intrat într-o chemare care nu faci bani, în care lumea o să te vadă într-un fel și altul, vei fi vorbit într-un și altul, dar nu uitați că Hristos și-a dat viața pentru adunare și pentru biserică. Chemarea de la păstorire e o chemare foarte grea. Eu nu, înainte credeam că, când eram mai tânăr, bunicul meu păstor, străbunicul păstor,
am o istorie bogată, baptist, a cincea generație, am în lucrare. Am crezut că era așa ceva, dar acum îmi dau seama și într-o parte mulțumesc Domnului că n-am fost chemat, pentru că e o greutate pe care nu știu câți o pot duce așa de ușor. Și din cauza asta, păstorii trebuie ajutați, trebuie susținuți, din toate punctele de vedere. Ați punctat două lucruri până anterior, și anume faptul că o provocare pe care o păstorii este legată de indiferența bisericii față de ei. Da. Interesant. Da, ei sunt chemați să poarte de grijă bisericii, dar în același timp biserica este chemată să poarte de grijă de păstori. De păstori. Există o grijă reciprocă aici. Păstorul îngrijește de turmă, turma îngrijește de păstor, și ați menționat aspectul material, și o biserică care scapă din vedere lucrul acesta nu va fi slujită cum trebuie, nu, dacă nu se îngrijește și de aspectul acesta. Este o relație simbionică, cuvântul. Da. Este o relație care nu se poate despărți. Este o relație care trebuie să existe. Nu se poate să ca păstorul să fie separat. Aici nu este vorba, mai ales în contextul adunării lui Hristos, adunării sfinților, nu este imaginea asta de cioban care este ori în fața, ori în spatele turmului și cu niște câini care se țină împreună. Iisus Hristos a fost și a mers cu turma lui și a dat viața el personal. Nu și-a trimis câinii ca să-și apere turma. El a apărat-o cu mâna lui. Relația între adunare și păstor este o relație, pentru că noi toți suntem frați și suntem chemați la o preoție. Noi toți, diferența între noi este diferența chemării. Exact că eu sunt medic și în corp avem doi ochi, doi rinichi și așa mai departe. Dar nu este individual. Ochiul nu este separat de corpul meu. Noi suntem într-un corp. Și atunci fiecare are o activitate și o chemare specifică. Și câteodată avem ideea că am putea trăi fără un deget. Încearcă pentru o zi să nu-ți folosești degetul mic, să vezi cam cum este. Pentru că nu știu dacă cât de bine ai funcționa. În Biserica lui Hristos avem nevoie de fiecare, și păstorul este unul din organele necesare funcționării adunării lui Hristos. Eu adunarea o văd ca un corp, așa cum o văd, probabil că sunt medic, nu știu, dar așa cum o prezintă Hristos și Pavel, suntem toți parte din acest corp, cu ochi, cu această figură imaginară a unui corp. Asta văd eu în adunarea lui Hristos. Ați menționat un al doilea lucru anterior, și anume provocarea pe care păstorii o au este alegerea între a sluji pentru propria lor glorie sau pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru a fi în slujba împărăției lui Dumnezeu sau pentru a se lupta să-și construiască propria împărăție. Pentru că, de fapt, toată această încercare de a mă identifica pe mine în lucrare, de a mă brandui pe mine în lucrare, de a brandui propria mea lucrare, nu este altceva decât o încercare de a construi împărăția mea în lumea aceasta. Și ați vorbit de lucrul acesta. Ce ar trebui să facem ca să nu ajungem să alunecăm în această preocupare după propria noastră împărăție? Ce ar trebui să facă slujitorii bisericii? Eu personal nu dau vina pe păstori. Și am să spun de ce. Acești păstori care ajung să meargă pe calea asta, sunt forțați de împrejurările în care ei sunt. În care biserica nu asigură, adunarea sfinților nu-i asigură tot ce este necesar pentru acest păstor să nu fie preocupat din punct de vedere material. Și aici nu mă refer că trebuie să-i dăm păstorului bani să meargă în vacanță sau mai să aibă nu știu ce mașină scumpă. Nu e vorba de asta. Dar noi trebuie să creăm o atmosferă în care păstorii nu sunt preocupați de lucruri, așa sunt mai preocupați să servească adunării. Eu așa văd lucrurile. Pentru că oamenii ăștia care au ajuns să facă un brand, sunt două posibilități.
Una, că nu sunt chemați și vină o dau din nou pe adunarea Sfinților, pentru că ei au adus pe acest om în slujba bisericii. Deci cum miști problema asta? Eu văd că problema este a noastră, a celorlalți. Nu neapărat a persoanei care a fost chemată. Pentru că persoana care a fost chemată și are aceste tendințe mai materialiste, el deja a avut lucrul ăsta înainte ca tu să-l aduci. Și mai sunt și cazuri când noi îl aducem de la o biserică la alta și mai departe. Dar noi ca adunare, în momentul în care eliminăm această necesitate de a se gândi sau să fie preocupat de așa ceva, atunci noi, eu cred că păstorul nu ar merge. Și mai ales rugăciunea noastră, schimbarea inimii, prezența Duhului Sfânt, pe asta nici nu le-am mai vorbit. Dar astea sunt importante. Sunt pentru păstorii tineri. Pentru că de obicei în tinerețe, când ești un păstor tânăr, mai ales aici în România, dar și în America. În America 80% din bisericile baptiste sunt sub 100 de membri. Și aceste biserici sunt biserici problematice, nu au fonduri. Sunt în biserici care sunt în zone foarte sărace și nu sunt destui bani ca să asigure un salariu păstorului. Și atunci mai sunt biserici unde păstorii trebuie să lucreze. Și atunci și puțin de la biserică și puțin de la ei să poate trăi. Nu trăiesc o viață luxoasă, dar oamenii ăștia totuși au o chemare și o dragoste față de adunarea Sfinților de acolo să slujească. Mai sunt ceilalți care nu sunt mulțumiți. Și atunci încearcă să ia niște modele de la alții. Acum în America noi avem și cărți care spune cum să faci, cum să strângi bani, cum să fii succes, să ai succes în economica, biserică și așa mai departe. Sunt cărți și sunt sisteme care te învață, știi? Dar în contextul nostru, cel puțin tineretul, noi păstori, să înțeleagă realitatea lucrurilor și necesitatea aceasta de a crea o adunare în care noi să fim de fapt uniți, și atunci adunarea poate că o să dea un ajutor mult mai mare necesităților personale pe care un slujitor le are. Mă doare inima să văd un păstor că trebuie să meargă, să vină să meargă la mormântări și să nu aibă bani de benzină. Mă doare inima. Mi-aduc aminte fratele Nichifor. Pleca, l-a chemat domnul, pleca fără bani, dar nici n-avea bani și nici n-avea bani de unde să ia. Eram toți săraci. Eu am mâncat pâine uscată cu zahăr și cu apă pe ea ca să nu cadă zahărul jos. Am fost săraci și din puținul ăla, familia dumneavoastră dădea la adunare și din puținul Bisericii Constanței numărul 1, trimiteam pe fratele Puha, pe bătrânii Nicola, pe bătrânii biserici din Constanța cu niște fonduri așa mai mici și cu niște haine și mâncare, îi trimiteam la frații din Moldova. Dar importanța este acea transformare a inimii, în care din puținul pe care îl numim este înmulțit. Pentru că pilda mulțirii pâinii are o semnificație extraordinară mare. Din 4-5 pâini acolo să hrănești atâția. Noi am pierdut credința aia că și Dumnezeu poate face și lucrul ăsta și putem să susținem păstorii noștri. Am vorbit în această emisiune, vorbim despre Adunarea Sfinților, cartea pe care Caius Obreadă a scris-o. Este apologet creștin, locuiește în America și am vorbit până în prezent despre conceptul de adunare, sfinți, cât și de câteva provocări, aspecte care comunitatea, dar și conducerea le are în fața ei. Am vorbit câteva aspecte de genul acesta. Aș vrea să vă mai întreb un lucru care mi se pare extrem de important, îl găsim în carte, și anume, deci titlul capitolului cred că este Oile, caprele și lupii în Biserica Domnului. Aș vrea să vă întreb cu privire la erezie, iarăși o provocare pe care o are biserica, și aici apostolul Pavel, de fapt apostolul Pavel vorbește cu prezbiterii din Efes în cartea menționat de către doctorul Luca în Fapte 20:29-31. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 zile
de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Fapte 20, 29 la 31. Cum vedeți această provocare ce privesc ereziile în prezent? Am văzut că Apostolul Pavel încă de atunci a avertizat că aceste lucruri vor veni peste noi. Am să citesc din carte ceea ce am scris, pentru că este foarte important. Și am spus așa, că chemarea și responsabilitatea de apărare a credinței, a ceea ce iubim este pusă pe umerii celor chemați de păsorire și nu a turmei. Turma nu se poate apăra. Ce poate face? Behăie? Fuge? Nu se poate apăra. Și atunci sunt chemați cei care, pentru că, vezi tu, în probleme de erezie, mulți nici nu observă, nu poate să facă o distinție al acestui spirit de a duce în eroare. Vedem astăzi, că unii nu pot face diferența. E foarte greu. Și atunci Dumnezeu a chemat pe niște oameni, slujitori, specific pentru acest lucru. Apologeții au o chemare specială. Apologeții încearcă să explice și să apere, dar noi suntem din afara cetății. Apologetica nu este niciodată, n-a fost pentru în cetate, în biserică. Noi suntem cei care suntem preevangheliști, încercăm să îndreptăm privirile către Hristos din afara cetății. Dar în cetate, în adunarea sfinților, sunt oameni care sunt chemați. Și Institutul Baptist pregătește astfel de oameni în apărarea credinței și a identității noastre. Pentru că sunt atât de multe curente și atât de multe lucruri care ne pot pierde foarte ușor. Și o persoană de rând care nu are timp să citească scripturile, să studieze, care poate are timp de rugăciune și de părtășie, dar nu are timp de adâncire în cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei trebuie să se bazeze pe cunoștințele și îndrumarea acelora care sunt chemați să slujească turmei. Deci asta a fost punctul meu, că slujitorii bisericii, păstori în cazul nostru, au o responsabilitate foarte mare să aibă grijă de turmă. Aici în carte scrieți, cred că este necesar să facem o distinție clară între bărbatul care vine cu o învățătură străină și cineva care, cunoscând adevărul, se întâmplă uneori să mai comită o abatere sau are nevoie de o corectare. Aceștia, din dragoste, recunoscând vocea Duhului, prin chemarea să ajute biserica, să spuneți în carte că ar trebui să fie cei care se ocupă de oi. Adică cumva, dacă înțeleg bine, că n-am reușit să citesc tot materialul, dacă înțeleg bine, faceți cumva o distinție între cei care nu cunosc adevărul și cei care cunosc adevărul. Am întâlnit pe amândoi. Sunt cei care intenționat cunosc și știu și știu cum să și încearcă să te ducă pe o cale pe care noi nu suntem. Și după aceea sunt cei care sunt mai influențabili. E ca și cum ți-aș spune, măi, Daniele, am auzit că, uite, iaurtul ăsta, băi, face minuni, sau medicamentul ăsta, dacă iei medicamentul ăsta, te vindecă. Și atunci vine un doctor, spune, măi, nu chiar, că tu ai probleme cu stomacul, tu ai probleme, n-ar trebui să iei medicamentul ăsta. În biserică sunt persoane care cad, alunecă și sunt recuperabile. Dar după aceea sunt cei care nu sunt recuperabili, care deja sunt pierduți și au o intenție nocivă adunării lui Hristos, exact ca și un vierme care o să ne strice tot mărul. În sensul ăsta am spus că trebuie făcut o atenție deosebită, că să nu, pentru că este și tendința asta să-i tăiem pe toți. Sunt unii care le place să taie capete, știi? Sau să ia bâta și să dea în toate oile. Trebuie să fii atent că oaia este foarte delicată și să faci diferență între capre și oi, că aici era punctul, pentru că capra, nu știu de ce, sunt mult mai inteligente. Oaia, acum eu am vările, am fost la Zolt, am fost și cu oile. Un lucru interesant de oaie, oaia stă cu capul jos și totdeauna își vede numai în fața ei și mănâncă. Și atunci e mult mai ușor pentru un păstor să le îndrume, pentru că păstorul vede unde sunt pășunile și le îndrumă. Caprele nu sunt așa. Caprele sunt cu capul pe sus, se uită și dacă vede ceva într-o parte, se duce în partea aia și altă capră se duce și foarte mai greu să le ții împreună. Noi suntem asemănați cu turma, cu oaia,
în care Domnul ne duce la pășune. Nu ne ducem de noi unul singur, hai să o luăm razna că acolo parcă e mai bine. Și aceste tendințe aduc la niște erezii în biserică și un pericol real de rupere a adunării lui Hristos. Aș vrea să mai avem doar câteva minute și aș vrea să ne apropiem de anumite soluții. Adunarea sfinților. Avem adunări, cum stăm cu sfinții. Întrebarea ar fi ce ar trebui să facă biserica pentru a-și menține acest calificativ, l-aș numi eu, de adunare a sfinților, această descriere care să nu fie pur și simplu o afirmație teoretică, o etichetă lipită la asociată cu comunitatea celor credincioși și să fie o chestiune reală. Ce ar trebui să facem să menținem această idee de adunare a sfinților? În opinia mea personală, eu cred că primul lucru care trebuie să ia loc este o schimbare personală. Pentru că degeaba ne prefacem că ne înțelegem unii pe alte și mai stau în banca mea, mai tac din gură, dacă nu există o schimbare reală în viața mea. Dacă nu este o schimbare reală în care eu și luni și marți sunt la fel ca și duminica când mă întâlnesc cu tine și dacă modul meu de a gândire cumva se schimbă automat când sunt numai cu tine și vorbirea mea devine puțin mai colorată, mai pocăită când sunt cu tine, o adevărată unitate a adunării lui Hristos nu există. Deci trebuie și este foarte greu, că asta nu este un lucru, pentru că e vorba de tu însuți. În momentul în care tu, Dumnezeu te cercetează pe tine însuți, eu mă rog Domnului ca să dea cercetare la fiecare, nu mă rog la mod general. Da, mă rog, spun Doamne, fă o trezire în adunarea noastră. Dar eu mi-am făcut liste și am folosit și Facebook-ul, ciupătura de la Facebook și o soră zice că frate, dar nu-i frumos să ciupești. Și m-am rămas așa uimit, pentru că eu am spus de la început, eu folosesc ciupitura de la Facebook să ne încurajăm și să ne aducem aminte unii pe alții în fiecare zi să ne rugăm și să ne susținem în rugăciune. Și cred că a început să ne lipsească această trăire de zi cu zi în care să ne facem un timp pentru rugăciune personală, de studiu personal. Cred că suntem atât de implicați în atât de multe lucruri încât uităm să ne îngrijim de noi înșine și atunci sunt două posibilități. Unul că devii rahitic, anemic, care nu poți face nimica și mergi în urma inerției, ori devii atât de mare și atât de greoi că nu te poți mișca. Și atunci singura modalitate pentru unitate, în primul rând, și această schimbare este o schimbare individuală a ta personală. Deci schimbarea personală, menținerea unei relații cu Domnul permanentă, verificarea vieții noastre în lumina acestei relații, a cuvântului, toate acestea ne ajută să putem menține o relație personală cu Domnul și să menținem calificativul acesta de sfinți în continuă sfințire. Și cred aici totuși că și darea de socoteală. Noi avem o comunitate care ne ajută când o luăm pe lângă. Dumnezeu a așezat oameni lângă noi ca să ne spună că am greșit. Cum vedeți partea asta de dare de socoteală? E foarte importantă. Un lucru, un principiu pe care l-am aplicat în viața mea de mult, am refuzat să lucrez de unul singur. Pentru că noi toți avem idei. Dacă avem idei de orice lucru, avem soluții la orice lucru. E foarte interesant. Nu știu, ne-a creat Dumnezeu pe noi români așa de deștepți, că suntem atât de creativi și inovativi să creăm soluții la totul. Și putem da tot răspuns la toate. Eu, personal, în misiunea Vax Day, în Institutul de Apologetică care a luat ființă, totdeauna m-am asociat cu oameni care au avut chemarea. Le-am spus, dacă ai chemarea de la Dumnezeu să te asociezi, vină în lucrare. Și în același timp m-am lăsat să fiu cercetat. Și am spus, și ție în mod direct, am spus, Daniel, dacă o iau cumva razna, că e foarte ușor din entuziasm să-ți vină idei și să aluneci.
Și am nevoie de mâna aia care să spună, sau așa cum mi-aduc aminte bunica, când eram în biserică, nu puteam să ieșim afară, că nu vreau să fugim, și ne dădea așa câte o palmă peste cap, știi? Și am nevoie din când în când, când este nevoie, să mă trezesc la realitate, dar această realitate este când noi suntem, când tu rămâi în acest cerc al unei asocieri creștine în care frații tăi te ajută și veghează cu tine. Și eu veghez pentru tine, tu veghezi pentru... Așa cum sunt străjile. Vegheați unii cu alții. Nu degeaba spune acolo, că ce rost are să veghem unii pentru alții dacă noi suntem deja veghetori? Pot să stau 24 de ore să veghez? Nu. Dar tu m-ai ajuns pe mine și în grupul ăsta și în grupurile pe care eu am fost implicat, totdeauna am vrut să fiu responsabil față de ceea ce fac în fața grupului cu care m-am asociat. Și în lucrarea Dumnezeu la fel. Și păstorul nu e de unul singur. Păstorul este înconjurat și el de tot felul de ajutoare pe care Dumnezeu le trimite ca să te mențină și pe tine în veghere. Și e foarte ușor să aluneci în momentul în care tu mergi pe ideea că tu ești cel care ești șeful, tu ești capul organizator, tu dai legile, tu dai direcția. Și uiți de autoritatea care este peste tine. Complet. Da. Complet. Mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta. Vă felicit pentru cartea aceasta Adunarea Sfinților pe care a scris-o. Și sperăm să scrieți mai multe cărți. Cartea o veți aici pe ecran, o puteți vedea, afișată. Vreau să spun celor care ne-au urmărit în seara aceasta, în finalul acestei emisiuni, nu uitați, Dumnezeu ne-a chemat la sfințire și dacă încă mai trăiești într-o viață separată de Dumnezeu și păcatul acesta te separă, Dumnezeu poate prin procesul acesta de sfințire, prin sângele Domnului Iisus Hristos, să te aducă în adunarea Lui. Și aducerea aceasta în adunarea Lui te pune în postura unui om sfânt, dar în același timp un om care este într-un continuu proces de sfințire. Deci să nu uităm aceste realități. Dumnezeu ne-a chemat să fim o adunare de sfinți, dar în același timp o adunare care se sfințește în mod continuu, în așa fel încât Dumnezeu să fie văzut în viețile noastre și frumusețea caracterului lui Dumnezeu să strălucească într-o lume a păcatului și a morții. Vă doresc tuturor o seară bună, Dumnezeu să ne ajute ca aceste adevăruri să le putem aplica în viața noastră. La revedere!